Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. Coronavirusul a ridicat bilanțul la 1662. 33 de oameni au murit de COVID. În stare gravă, astăzi, sunt 168 de pacienți, dintre care 10 sunt medici. Dar din numărul total de pacienți, o treime este personal medical. Toți vor primi 16.000 de lei compensații, a anunțat dimineață președintele țării, contrazicând astfel declarațiile prim-ministrului și directorului ANSP, care afirmau zilele trecute că vor primi indemnizații doar 29 de angajați care s-au infectat de COVID în timpul turelor de lucru. Unii medici ruptă cerea și se plâng pe rețele de socializare cât de greu le este. Ministrul Sănătății insistă în schimb să fie oprite criticile acide despre spitalele din Moldova, iar politicienii abundă în declarații legate de criza medicală. Vom dezbate problema cu invitații mei virtuali la Publica Report, iar în partea a doua a emisiunii vom face primele totaluri după teledonul organizat ieri în acest studio pentru a ajuta pe eroii în alb. Așadar, bilanțul prezentat astăzi de Ministrul Sănătății arată că în total sunt confirmate 435 de cazuri de infectare în rândul angajaților sistemului de sănătate. Răbufnesc unii medici, vorbesc despre asta în rețele de socializare. Haideți să înțelegem mai bine în ce constă revolta lor și totodată care a fost replica dată azi dimineață de Ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Angajații sistemului medical ruptă cerea. Aceștia se arată indignați de atitudinea autorităților față de cei care poartă halat alb. Un medic de la Spitalul Clinic de Psihiatrie și-a vărsat amarul într-o postare pe pagina sa de Facebook. Aceasta este indignată de faptul că angajații sistemului medical sunt blamați de autorități și că lipsește susținerea pentru cei care au curajul să vorbească despre problemele din sistem. Există două tipuri de durere în viață. Durerea care te rănește și durerea care te schimbă. Mă revolt fiindcă doare, scrie Renata Zabelinski. Medicul spune că a ales să fie alături de colegii săi în lupta contra acestui virus, dar după blamarea personalului medical de către Ministrul Sănătății, a înțeles că nu merită să-ți expui viața. Iar după 25 de ani de devotament în acest sistem, a se gândește să-și lase halatul alb. Medicul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie îi reproșează Ministrului Sănătății că nu a abordat cu maximă seriozitate situația Spitalului de Psihiatrie, unde au fost înregistrate persoane infectate cu noul tip de coronavirus. Ministrul Sănătății a evitat să comenteze mesajele medicilor revoltați, dar a făcut câteva aluzii. Sigur că ulterior vom analiza ce am întreprins, ce n-am întreprins, care a fost valoarea fiecăruia dintre noi. Și atunci vor fi judecați eroi, atunci vom vedea cine merită lauri, iar cine merită critici. Acum însă nu este momentul oportun și cred că nici nu este benefic pentru sistemul de sănătate. La Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău sunt 21 de bolnavi și 11 cadre medicale confirmate cu coronavirus de tip nou, iar la carantina la domiciliu se află 124 de persoane. Avem astăzi legătura directă cu doi specialiști în sănătate publică. Primul expert, conexiune video, Rodica Grama. Doamna Grama, bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că sunteți cu noi. Întrebare provocatoare, referitoare la ceea ce acum vorbesc medicii, unii medici. În ultimele trei zile am avut de la trei instituții medicale diferite mesaje diferite de la lucrătorii medicali care ne vorbesc despre condițiile precare de protecție medicală, despre faptul că și-ar dori o testare în rândul medicilor și chiar astăzi am văzut încă un mesaj despre faptul că unii ar putea să părăsească sistemul, adică să demisioneze. Ce înseamnă acest lucru pentru sistemul medical atunci când încep să vorbească medicii, lucrătorii medicali despre ceea ce se întâmplă astăzi în spitale? Cea mai gravă problemă care acum este evident o vedem prin faptul că noi nu ne solidarizăm forțele pentru a ne lupta cu pandemia, cu epidemia, cu virusul care se răspândește. Dar medicii încep să se lupte cu autoritățile, ceea ce este foarte periculos, fiindcă în așa momente cum este astăzi țara noastră, avem nevoie de solidaritate și avem nevoie ca medicii să aibă cu adevărat maximum încredere în autorități,
prin faptul că ei sunt protejați, că le sunt alături și le sunt auzite problemele. Da, dar autoritățile au niște mesaje și aproape în fiecare zi vorbesc în semn de respect și mulțumire pentru cei care lucrează astăzi în prima linie, mai ales. Și de ce vi se creează această impresie că este o concurență și un război între autorități și angajații sistemului medical? Pe baza la ce vorbiți și faceți asemenea afirmații? Pe baza anume la ceea ce a spus dumneavoastră, nemulțumirile care încep să apară în diferite instituții medicale, pe de o parte și pe de altă parte afirmațiile. Dar ele sunt niște mesaje de la unii, nu de la toți. Și aici vă întreb cât de reprezentative sunt aceste mesaje pe care ele dau în rețele de socializare. De altfel, unii pe urmă le-au șters. Iată, s-a întâmplat cu medicul de la urgență. De ce asta se întâmplă? Puteți să ne spuneți? Păi, de ce să șterg mesajele? Mă rog, până la urmă, trebuie de intrat în detalii. Aici nu cred că am să fac niște declarații pe acest subiect, dar faptul că unii medici cu adevărat sunt nemulțumiți de atitudinea anumitor manageri sau asigurarea cu anumite echipamente de protecție nu este o situație unicală. Deci vreau să vă zic că frica și, să zicem, chiar disperarea unor medici care preferă să-și păstreze anonimatul, care încearcă să spună că noi avem nevoie de mai mult, este destul de frecventă. Alta ar fi o poziție mai loială, să zicem, la cei care îi ascultă și să înțeleagă de unde vin aceste insuficiențe. Pentru că, pe de o parte, noi parcă asigurăm medicii cu ceea de ce au nevoie, pe de altă parte, noi avem nemulțumiri. Atunci, întrebarea este unde se rupe lanțul. Și da, în cazul în care vin anumite afirmații, eu am mai spus-o aceasta, când se raportează că la periferie, în raioane, în sate, totul este asigurat, poate trebuie de văzut în esență, de întrebat ostașii cei de la prima linie, cu adevărat este așa sau doar se raportează către autoritățile centrale. Pentru că marea parte de responsabilitatea pentru asigurarea cu echipamente este a managerilor, a celor care gestionează lucrurile la nivel local. Nu poate un ministru al sănătății să cunoască tot ce se întâmplă la nivel de țară și în fiecare instituție. Este imposibil. Deci, ministrul este acel, să zicem, general de război care își are mai departe ofițerii și mai departe parte soldații. Și atunci când ofițerii nu-și fac treaba, soldații au de suferit. Întrebarea este, conexiunea dintre soldați și generali este oare este adecvată astăzi sau nu? Sunt auzite problemele tuturor celor care stau pe prima linie, fiindcă dacă apar astfel de mesaje, astfel de disperări, apar amenințări de tipul că noi o să punem halatul și nu o să mai ieșim la serviciu. Și lucrul ăsta se întâmplă ultimul timp foarte des, vreau să vă zic. Deci undeva se ajunge că are nevoie societatea noastră, comunitatea medicală, are nevoie de o moralizare mai intensă, de un stimul, de o susținere mai mare, cred că. Nu sunt sigur în ceea ce se întâmplă la moment. Dar se anunța despre faptul că în loturile venite drept donație pentru Republica Moldova sunt tone de echipamente medicale și acolo e vorba de acele salopete, ecrane de protecție, ochelari, mănuși, totul. Lucrul acesta oarecum ar putea să îi liniștească pe cei care lucrează acum în sistemul medical? Înțeleg așa că în aceste zile încă n-au ajuns aceste loturi, dacă încă mai apar nemulțumirile. Bine, aceste insuficiențe care noi astăzi le vedem în Republica Moldova nu este doar o problemă a țării noastre. Vedeți ce se întâmplă în lume. Vedem că și în țările cu economii dezvoltate s-au ciocnit cu aceeași probleme de insuficiențe de echipamente. Chiar vedeam și poze din Statele Unite unde se îmbrăcau în saci de gunoi medicii, că la un moment dat s-au terminat și nu mai aveau. Deci este o problemă care trebuie să recunoaștem că există, fiindcă nimeni nu s-a pregătit că va fi nevoie de așa o cantitate enormă de echipamente de unic
folosință. Dar nu știm, de exemplu, actualele loturi pentru și stocuri, pentru ce perioadă ajung. Lucrul ăsta asta nu s-a anunțat, știm însă că sunt câteva tone și asta bucură cel puțin pentru că stocurile au fost umplute și pe o perioadă anumită, nu știm cât, cel puțin măcar pe perioada asta fierbinte în care suntem, să le ajungă tuturor, inclusiv celor despre care ați spus dumneavoastră că lucrează în spitalele din raioane, din sate. Medicii și foarte de mult familie. Depinde ce li se întâmplă medicilor de familie, pentru că iau primele contacte cu pacienții, și cum lucrul acesta este gestionat pe loc de către directorii spitalelor. Asta am înțeles de la dumneavoastră. Acum, da, eu avem chiar confesia unui medic care îmi spune că dimineața managerul îi dă o singură pereche de mănuși și recomandă să se spele mai des pe mâini, fiindcă nu are mai multe. Da? Deci, asta mi-o spune și eu zic. Da, deci lucrul ăsta se întâmplă. Nu putem să băgăm capul nisip și să zicem nu, la noi totul este bine. Nu este bine. Haideți să vedem cum putem să facem cât de cât să ieșim din această situație. Ok, deci e bine totuși ca și e normal autoritățile să iasă la un anumit moment și să recunoască că anumite lucruri nu decurg bine, că nu decurg ideal? Da, eu cred că asta ar fi onest și atunci ar crește și încrederea medicilor. Când recunoaștem greșeala, și nu greșeala, dar recunoaștem situația. O constatăm și o recunoaștem, nu depinde de noi la moment, suntem oameni, am preluat un sistem al sănătății care avea și așa foarte multe lacune. Noi nu putem peste noapte cu o baghetă magică să-l facem performant, dar vrem să ieșim din această cumpănă cât mai puține pierderi. Haideți să vedem cum o facem împreună. Dar politica de ascundere, de zicem, negare a realității, de negare a problemelor, nu cred că ajută. Mulțumim foarte mult, doamna Grama, pentru intervenția dumneavoastră. O mai avem la telefon pe doamna Luminița Suveică, fosta șefa ANSP pe municipiul Chișinău. Doamna Suveică, bună ziua! Bună ziua! Așadar, bilanțul zilei arată 435 de angajați medicali contaminați cu COVID-19. Printre ei, 109 medici, 154 de asistenți medicali, 29 de felceri, un paramedic, 8 farmaciști, 134 de angajați din personalul auxiliar. Iar din textele cu răbufniri din partea unor medici, se întrezăresc și amenințări de demisii. Ce înseamnă lipsa, iată, unui asemenea detașament de medici astăzi, care sunt deja printre pacienții de COVID-19 și ce înseamnă un risc de a pierde chiar un medic sau un asistent medical? Vreau să zic că astăzi avem nevoie de lucrătorii medicali foarte mult. Ei au nevoie, fiindcă suntem deja mai mult de o lună de când luptăm cu această infecție și ei au nevoie clar că de echipament, în primul rând, de testare, dar pe lângă aceasta ei mai au nevoie de un suport psihologic, adică să se comunice mai mult cu ei, să se afle care sunt problemele, să fie apreciați, să fie respectați, fiindcă cedează și medicii cu efortul pe care îl depun zi de zi în această luptă cu coronavirusul. Este imposibil să înțelegem, de exemplu, situația pentru că nu suntem în pielea medicilor, dar totuși pun încă o dată întrebarea ce înseamnă minus un medic sau minus un asistent medical într-o secție sau într-un spital astăzi, pe vreme de criză, că e peste tot în lume o criză provocată de coronavirus. Aceasta este, în primul rând, un efort în plus pentru ceilalți medici sau dacă vorbim despre raioane unde nu ajung medici, atunci problema este și mai gravă, că cine să facă acest lucru și atunci medicii trebuie păstrați, medicii trebuie protejați și desigur că apreciați pentru lucru care îl fac. Deci e clar că ceea ce s-a întâmplat, că s-au îmbolnăvit mulți medici, ei sunt în grupul de risc major, cum și în multe alte țări și vreau să zic că sunt total de acord cu ceea ce a spus și doamna Grama, fiindcă nu am fost noi pregătiți ca și multe alte țări de asemenea evoluție a acestui virus și e clar că totul s-a învățat din mers. O treime din pacienți astăzi sunt anume angajați medicali. Cât de grav este acest lucru, ținând cont că suntem în perioada fierbinte, în faza fierbinte?
Este destul de serios acest lucru și vreau să zic că aceasta posibil că deja s-a corijat, fiindcă la început au fost mai mult subestimat cât este de contagios acest virus, vreau să zic, și nu de fiecare dată a fost problema infectării celor care lucrau cu pacienții cu coronavirus, dar era problema la medicii care consultau alți pacienți, fiindcă noi am văzut că sunt și mulți pacienți asimptomatici care veneau la medici cu alte probleme, de exemplu cardiace, cu diabet, zaharat sau altă problemă și necunoscând că pacientul dat poate să aibă o formă asimptomatică de coronavirus. În felul acesta putea să fie această infectare. Acum o întrebare legată, doamnă Suveică, de testarea medicilor din Chișinău, care a fost anunțată astăzi dimineață de primarul capitalei Ion Ceban. De ce este importantă testarea masivă a tuturor angajaților medicale asta? Ce va da lucrul acesta? Este foarte important, fiindcă în felul acesta vor fi testați în masă lucrătorii medicali, vor fi cei care depistați cu coronavirus, vor fi din start izolați și tratați și atunci vom întrerupe lanțul de transmitere a infecției. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Trecem în partea a doua a emisiunii să vorbim despre Teledon. A fost o acțiune amplă, organizată ieri în studioul Publica TV, de jurnaliștii Publica TV în comun cu cei care fac parte din grupul nostru, de la Prime, Canal 2, Canal 3, prezentatori care au venit și s-au aliat mesajelor noastre, să-i ajutăm pe eroii în alb. Lucru care s-a întâmplat și cel mai important a fost că au fost foarte mulți donatori. Au venit foarte mulți bani. Primele date care au venit aseară doar de la operatorii call center este că s-au adunat 420.000 de lei aseară, doar prin intermediul operatorilor de telefonie din redacția noastră. Însă, canalele de donatori rămân deschise pentru că se întreabă foarte mulți telespectatori ce avem, cât am adunat. La ora asta se procesează datele pentru ziua de ieri până astăzi dimineață. Vom avea toate cifrele actualizate și le vom anunța, bineînțeles. Dar n-am închis nimic, n-am închis nicio linie, deci campania noastră continuă. Îi salutăm în platoul nostru pe cei care au participat nemijlocit în acest Teledon, Alex Luca, Prime TV. Bună ziua! Sărmă. Editorul Publica TV și operatorul call center Mihaela Baciu, bună ziua. Ziua! Și Ion Orlov a fost partenerul meu de platou ieri, bună ziua, Canal bună ziua. 2. Mulțumesc tare mult pentru participarea și coparticiparea voastră. A contat foarte mult. Noi avem primele donații făcute. Am să încep cu tine, Mihaela, pentru că ai fost cea care ai vorbit cu cei care au donat, care te-au sunat, ți-au spus cât dau, deși din puținul pe care îl aveau. Spune-ne mai multe. Cine au fost donatorii? Deci ca să înțelegem care a fost profilul celor care au dat bani în cadrul acestui teledon. Pe mine m-a mirat foarte mult faptul că cei mai mulți oameni care au avut cumva nevoie de ajutorul nostru, pentru că ei își cereau din start scuze de faptul că sună la numerele noastre, chiar dacă nu vor să doneze sume mari, pentru că noi cumva eram operatorii call center care trebuiau să preia apeluri pentru sume mari de donații. Și ulterior întrebau cum se pot descurca pentru a dona o sumă oricât de mică, dar pentru noi oricum era o contribuție mare. Și cei mai mulți dintre ei erau persoane în vârstă, pensionari sau persoane cu vârstă de peste 50 de ani, dar mulți dintre ei își donau puținul pe care l-au. Cineva, un pensionar, mi-a zis că am rămas cu 500 de lei acasă și vreau să-i donez pe toți și vreau să știu de câte ori trebuie să sun, ca nu cumva să greșesc și să nu mi-ajungă să plătesc factura pentru telefonul fix. Da, colega noastră, Alexandra, chiar povestea ieri că a sunat un pensionar și avea 15 lei acasă și zicea că, că încă n-am primit pensia, dar am aceștia ultimii 15 lei și vreau să-i dau. Veniți la mine și îi luați. Despre asta a fost teledonul, despre chiar faptul că oamenii aceștia, din cât au avut, au dat. Chiar acum la 10:30 m-a sunat o persoană, am revenit ulterior cu apelul și am mers la bancă și chiar acum a plătit 1000 de lei. Am vorbit cu angajata băncii și deja i-am dat rechizitele bancare și a făcut transferul și a zis că eu cumva nu am mai mult decât atât, dar mi-aș dori să dau pentru că fiica mea muncește farmacistă și, bine, nu e direct în linia întâi, dar din solidaritate pentru toți medicii și mai mult pentru că simt că așa mi-ajut fiica. Și era
foarte emoționat. Au fost și sume mai mari de bani. De exemplu, colegul nostru, Tudor Ioniță, a discutat cu un om de afaceri și el a preferat să nu-i se spună măcar numele. Și a zis, exact. Eu dau 100 de mii de lei, a contribuit și el. Mai avem sume mari de genul, miilor. Da, avem sume mari pe care, la care au sunat, persoane la noi, la call center. Uh-huh. Cred că au fost 2 sau 3 persoane cu 20 de mii de lei. Era un tânăr antreprenor. Alte 2 persoane la fel din business, dacă nu greșesc. Da? Proprietarul unei companii producătoare de unități de transport, care a donat 50 de mii. Mai mult din domeniul afacerilor, deja domnul Andrian Candu a anunțat de o donație de 50 de mii de lei din partea grupului Promoldova. Adică, în special, în principiu au fost oameni de afaceri sau politicieni care au donat sume mai mari, dar uh-huh. iată, a fost și exemplul frumos de o persoană care nu a vrut să nici măcar să știm numele și a donat 100 de mii de lei, ceea ce e un lucru foarte frumos. Trec la colegii noștri. Alex, Ion, implicarea voastră a contat ieri, pentru că noi încă o dată ieri am demonstrat la publica cât de mult putem și cât de mult putem să mobilizăm, adică și pe cei care lucrează în domeniul acesta jurnalistic, în redacție, inclusiv pe voi că v-ați implicat, dar și pe cei din societate. Alex, teledonul acesta a dat tonul. Va mai fi, apropo, organizat încă un teledon la o altă televiziune. Și ne bucurăm că noi am fost primii și am fost atât de buni, dar real, pentru că și astăzi avem sute de mesaje private despre asta. Cum ți-a părut ieri? A avut impact? Se vor mai aduna bani? Că liniile au rămas deschise? Au înțeles oamenii ce putem să facem și ce suntem în stare să facem noi ca societate în ajutorul eroilor în albi? Eu, în primul rând, vreau să vă felicit pentru această inițiativă extraordinară. În aceste vremuri e foarte important ca cât mai multă lume să vină cu asemenea inițiative și nu contează. Spuneai că va fi organizat un teledon și la altă televiziune. E minunat. Să fie, măcar tot și ONG-uri să deschidă, măcar și tot orice. Să facă. Exact. Toți să facă, toți să adune bani, pentru că sunt necesari acești bani. Spuneam și ieri, e frumos că îi aplaudăm pe medici. E frumos că ne manifestăm solidaritatea și recunoștința pe rețelele de socializare, nu contează unde, pe la televiziune, pe la radio. Dar nu e suficient acest lucru. Nu e suficient pentru că noi îi trimitem în prima linie, iar acolo cu încurajări doar și cu susținerea morală. Deci cu aplauze nu îi ajutăm doar prea mult? Îi ajutăm, dar nu e suficient. Asta e problema. Partea materială contează și mai ales astăzi despre echipamentele de protecție, că înțeleg că pentru ele trebuie cele mai mari investiții, chiar dacă statul a anunțat loturi noi de echipamente care au venit din exterior. Deci vreau să vorbim un pic deja despre asta. Ca și jurnaliști, noi ne-am obișnuit deja că răscolim. De la ce spune statul și până a se face, e o cale totuși. Uneori mai lungă, alteori mai scurtă. Uh-huh. Deci, iar acolo unde noi putem să-i susținem direct pe medici, trebuie să o facem. Fie că o facem prin bani, fie că o facem prin echipamente, fiecare poate dona ce poate, cum poate, doar să-i ajutăm pe acești doctori care până la urmă au grijă de noi toți, ajutându-i pe ei, cum spuneam și ieri, ajutându-i pe ei, ne ajutăm pe noi, de fapt. Iar inițiativa teledonul de ieri pentru mine a fost o experiență extraordinară. Eu sunt, așa, genul mai sceptic de om. Mă pregătesc totdeauna pentru lucruri care sunt mai rele ca să mă bucur când sunt mai bune. Ieri pentru mine a fost o experiență, nu știu, ieșită din comun. Și a fost peste așteptările tale, iar eu te-am văzut. Da, iar pofta venea mâncând, când vedeam că lumea a înroșit liniile telefonice. Chiar după primele minute am început să sune. Absolut, curgeau oameni cu mesaje, de la cei mai simpli până la oameni de afaceri. Mă aflam așa într-un zen în care nu venea crede și chiar la final, când s-a terminat intervenția mea și a Victoriei Criucova, mi-a părut rău un pic. Aș mai fi stat vreo 2 ore, deci sincer. Deci aveai adrenalină până la sfârșitul zilei. Pentru că vreau să fiu parte din acest spirit de solidaritate care s-a manifestat, eu cred, cu vârf și îndesat, inclusiv ieri, și sperăm că se va manifesta și în continuare, așa cum ai anunțat și tu, liniile sunt deschise. Putem dona în continuare, putem dona și, în afară de asta, putem fi și solidari cu medicii și stând acasă. Să nu uităm și de acest lucru, pentru că și în felul ăsta îi ajutăm. Nu e suficient să donăm. Le-am donat, le-am ajutat să lupte acolo în prima linie, iar acum trebuie să fim în continuare responsabili și să stăm acasă, pentru că asta va fi încă o mână de ajutor foarte importantă. Să nu le dăm de lucru, să nu vină pacienți noi. Iarăși, mesaje care vin și întrebări legate, de exemplu, unde se duc banii, se duc direct la medici. Noi inspirăm încredere, pentru că am organizat teledonul și lucrul ăsta
a confirmat că vin bani mai mulți în 6 ore decât noi am estimat. Bun, asta este clar. Acum, întrebarea principală, pe care și-o pun foarte mulți dintre cei care au donat. Unde vor merge banii? Dacă vor fi gestionați și cheltuiți corect? Și dacă vom urmări acest proces? De altfel, vreau chiar să accentuăm lucrurile astea, Ion. Și noi despre asta am vorbit ieri chiar în acest studio, da. Atunci când am vorbit despre cum... Unde vor merge toate aceste donații? Haideți să ne spui despre asta mai mult. În primul rând, pe lângă faptul că cu siguranță au fost foarte multe apeluri la call center cu aceeași întrebare, eu am primit personal pe rețelele de socializare o mulțime de întrebări gen de unde vor pleca banii ăștia? Dar de ce n-ați cumpărat echipament? Pentru că noi avem chiar un medic, o doamnă mi-a scris, de ce nu cumpărați echipament, dar dați banii nu știu cui și la noi nu ajunge, că trebuie să spălăm și să dezinfectăm ăștele care sunt de unică folosință. Și eu atunci am zis cu mândrie, pentru că am și discutat și înainte la ședințe de pregătire, că publica, toți jurnaliștii din cadrul echipei de organizare își asumă responsabilitatea să verifice cum sunt gestionați banii care au fost și vor fi în continuare adunați de cetățenii Republicii Moldova. Respectiv, vom încerca cât mai transparent să raportăm atâta sumă au plecat pentru măști, atâta pentru nu știu care echipament. Exact, exact. Și, într-adevăr, așa sper să fie și, într-adevăr, sper ca banii ăștia să fie gestionați corect și în favoarea medicilor care au nevoie. Deci, hai să accentăm următorul lucru. Traseul acestor bani va fi urmărit și transparent totul va fi dat. Pentru ce? Cui? Foarte mult ne orientăm, bineînțeles, pe sistemul de protecție, echipamentele de protecție, dar și tot de ce mai au nevoie medicii. Pentru că de ce, de exemplu, noi nu am cumpărat echipamentele medicale? Pentru că noi nu suntem specialiști. Nu poți să spui că avem nevoie doar de măști sau da, doar de anumite exact. Echipamente. Dacă le dăm bani, de exemplu, anumitor secții medicale sau unui anumit centru medical, ei vor ști mai bine de ce au nevoie. Ce anume este la capitolul deficit pentru ei? Că este vorba de ecrane de protecție sau poate niște mănuși? Sau poate acele măști despre care se vorbea că sunt special pentru medici FPF3, FPF2, uh-huh. care sunt altfel decât cele pe care le purtăm noi, ca să nu poarte 2 straturi de măști și așa mai departe. Am discutat cu experții care s-au implicat astăzi în emisiune despre răbufnirea anumitor cadre medicale în aceste zile. Au postat pe rețele de socializare, au dat niște mesaje care iarăși ne vorbesc despre deficitul și criza de dotare medicală. Mihaela, hai să abordăm problema asta, pentru că la un moment dat o să apară și mai multe mesaje din astea. După aceea poate se vor șterge, dar nu contează. Ele au apărut. Autoritățile încearcă să ne calmeze. Noi e adevărat că le mediatizăm atât cât putem. Cât de reprezentative sunt aceste mesaje de la ei? Astfel de mesaje sunt destul de reprezentative și înțelegem cât de greu le este lor, din prima linie, să facă față acestei crize. Cumva unii dintre ei se simt deznădăjduiți, lăsați singuri să lupte cu această pandemie. Și pentru mulți care ne-au sunat la call center, noi am fost acea flacără de speranță și foarte mulți ne-au mulțumit pentru acțiunea pe care o facem. Uh-huh. Spun că sunt mândri de faptul că le-am oferit posibilitatea să doneze și că încercăm să popularizăm acest tip de acțiuni, de a aduna bani împreună, de a colecta bani. Și apropo de lipsuri, chiar din prima oră, dacă nu greșesc personal, am primit un apel de la o angajată de la Institutul de Medicină Urgentă, care cumva a venit cu propunerea din disperare, pentru că mi-a zis că nu și-au primit leafa pentru luna trecută și că le este foarte greu, pentru că au și cam rămas fără bani oamenii și nu au cu ce să întrețină familia acasă, și ne-au zis: ajutați-ne cu banii pe care îi colectați astăzi să ne dați nouă salariul. Și le-am explicat: acești bani cu siguranță vor ajunge la dumneavoastră și o să simțiți asta, pentru că o să se cumpere echipamente, o să se cumpere măști, o să se cumpere utilaj, dar nu avem cum fizic să facem acest transfer în conturile dumneavoastră pentru a-i primi ca salariu. Și iată, un astfel de sistem bolnav are nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Și eu cred că Publica TV a demonstrat faptul că și-a demonstrat rolul social și
contribuția pe care o are în societate. Deja, inclusiv oară, în această apropo, campanie. A fost o campanie foarte puternică. S-au implicat artiștii în emisie directă. Da. Rolul lor a fost nu doar cel distractiv. Haideți să recunoaștem, am avut menirea să includem pe cei din domeniul cultural și artistic ca să vină cu niște mesaje de încurajare tot pentru donație, dar și totodată să ne vorbească lucruri importante despre cât de mult contează să stai în autoizolare, ce înseamnă această carantină, recunoașterea față de medici, dar și recunoașterea pentru tot ce am făcut noi ieri. Ion, cum s-au prezentat artiștii? Știi, eu în perioada asta zic că artiștii ca și jurnaliști. Bun, ei sunt un fel de influencer. Ei au în jurul lor un cerc de admiratori și oameni care în oarecare măsură îi ascultă și se conduc după sfaturile lor. Fanii lor. De exemplu, da, Irina Rimes are fanii ei. Diana Rotaru are fanii ei. Exact. Și în cazul ăsta noi am reușit să mobilizăm mai multe categorii de public. Și noi am câștigat din asta. Corect. Da. Și fanii ăștia sunt influențați de către oamenii, de către vedetele astea. Și deci dacă vedetele acestea spun anumite mesaje, asta și vreau să spun. Atunci... Înseamnă că omul crede că, băi, e corect, e corect pentru că așa spune Irina Rimes, dar eu am încredere pentru că mie îmi place de ea. Uh-huh. Și exact același lucru și cu Acord și cu Adrian Ursu. De fiecare dată în vremuri de cumpănă, oamenii se adună în jurul unor valori, unor etaloane. Ori acești oameni de cultură, de artă care au participat ieri și pe această cale vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor care foarte au... Foarte credibile au fost, ai observat, Alex? Pentru că au fost sinceri. Mai este chestia asta la artiști, că mai joacă cu publicul, că vrea să placă publicului și nu de fiecare dată sunt sinceri. Dar atunci când vorbim despre un lucru atât de serios, o cauză atât de nobilă, ei chiar au fost sinceri și lucrul ăsta cred că le-au oferit, nu știu, un boom de credibilitate și pentru cei mai sceptici. Spre exemplu, cum spuneați, că fiecare are cercul lui de fani. Cred că ieri s-au făcut un grup de fani în jurul acestor valori, toți la un loc ne-am adunat și le mulțumim foarte mult. Ceea ce spuneați despre medici, un pic mai devreme, Mihaela chiar a precizat. E foarte important ca medicul, da, a depus jurământul. E adevărat, el trebuie să stea la straja sănătății, dar nu știu cât de corect este ca acest medic să fie carne de tun. Pentru că el deja se expune riscului, fiind echipat corespunzător, fiind având la dispoziție toate instrumentele de luptă împotriva COVID-ului. Și în momentul în care tu îl trimiți neechipat corespunzător, nu vă supărați, sună poate prea dur, dar asta sună a sinucidere. Și nu știu dacă e cazul. De asta medicii trebuie încurajați, nu doar cu vorbe. Cum să nu-i dai salariu unui medic în perioada asta? Deci autoritățile ar trebui să pună niște puncte pe ei. Noi ajutăm cu ce putem, dar voi aveți grijă măcar de ceea ce li se cuvine de bună credință. Și această perioadă este o bună lecție pentru întreaga societate și pentru întreg statul să investească mai mult în sistemul medical, ceea ce nu s-a făcut ani de zile. Mulțumesc tuturor pentru participarea în această emisiune, pentru participarea la Teledon. Urmează să culegem roadele. Noi vă mulțumim, pentru noi a fost o onoare, să știți. Și pentru noi, la fel, împreună facem o echipă foarte bună. Chiar am fost puternici, a fost într-adevăr un eveniment inedit. Mulțumesc tare mult pentru că ne-a urmărit toți, toți fanii noștri, da, și ai voștri. Noi am încheiat emisiunea Publica Report la ora 19 diseară. Avem un interviu special cu premierul Chicu. Vă dau întâlnirea atunci, deci stați cu ochii pe noi, avem și informații noi la știri. Ne vedem diseară. Numai bine!